N-a venit nimeni să ne întrebe măcar dacă mai trăim sau nu. Am avut bucătăria acoperită 3 zile, n-am putut să intru acolo. Noroc că a venit niște nepoți și m-a scos de acolo. Dacă i-a zis lui ăsta, că primarul a zis că pus pe aia de la ajutoare să ăștia bătrânii, să dezăpezească. N-a venit nimeni măcar să mă întrebe dacă mai trăiesc sau nu acolo în casă. Mâncare, apă, ați avut zilele astea? Da, nu ne-a dus primarul, n-a zis că a asigurat lumea de apă și de alimente și de pâine. Păi ce i-a văzut? Ați mai văzut zăpezi așa? Acum 2 ani am mai fost, dar chiar... Și înainte? Înainte eu n-am văzut, am 67 de ani. Pe nimeni, copiii plecați toți. Pâine, apă? Pâine, aseară am luat pâine. V-a adus în sat? Da, a adus acolo la un magazin, la Valentin. Ne-a adus pâine. De la... Da, în rest, nimeni n-a venit să ne întrebe măcar ce facem. V-a ajutat imediat și spune, de ce minți? Și de două ori, ăștia de la ajutor, de două ori. Hai, mai, hai. Ce să vă mulțumim? Nu, eu trebuie să mă las pentru mai în scol, de acolo, da. Am vrea să facem zăpada până în fund, până în geam. Aici e zăpada, iar cum o vedeți, a venit armata. A mers o leacă de la măr până la păr, pe urma care am avut-o, și i-a plecat iar din nou și nu i-a făcut. Dar cum v-ați descurcat? Ceva! Câte zile ați stat în casă? Oh, în casă? Nu, așa am stat de vineri seara și până... Azi e sâmbătă. Vineri de săptămână. Azi e sâmbătă. Am avut o întrerupere o zi, a fost ghine și atunci am putut și eu. Și am mai venit nepoți, i-am mai făcut la cal, la porci și la două capri, că atât am. Găinile le-a luat într-o seară, o 7, și i-am mai luat 6 noapte un cocor. Vi l-a furat cineva? Nu știu, doamnă, domnișoară, scuzați-mă, că nici nu mai știu cum să vorbesc dacă mă puteți crede. Dar mâncare ți-a avut apă? Mâncare am avut, doamnă. Ce să mai lichim mâncarea din mine, băiatul la spital, mi l-a luat la spital din joi, cu salvarea, ceva! Cu salvarea și s-a dus nepsisul, s-a dus la vorbarea. Toată lumea de nevoie, dar eu am fost de nevoie tare, când mă trebuie. Nu crează nimeni că e o fericire pentru mine. Și de zăpădă-i până la geam. Da, e sus acolo. Da, eu aici nu mai știu că dacă vine, face, ne brede. Dacă vine, nu ne-a făcut băieți și nici n-are ce. Cu soba asta te-ai încălzit, mamai? Cu asta, domnul. Dar să știi că e bună, dar să ai lene la ea. A
o tremolatura în corp, așa, nu știu ce am. Ce să mai zic? Sunt singura mărâtă, mai de cap meu. Ara, că la mine s-a mai adunat câte... Înainte mai era domnul, dar dacă eu nu prea băgam seamă că aveam băieți acasă, aveam omul, nu prea băgam seamă. Am mai avut într-un an, dar nu mai țiu minte eu, între ceracele peste coșarul ăsta, peste casă, dincolo. Dar acum ne-a distrus definitiv. Nu mai. Cum sunt acum, acum 2 ani ne-a venit iar și m-a... A rămas singur, n-am mai putut să mai țiu așa neva. Dar porci am trăit și ne-a apucat urmă acum. Ca să filma și acolo, să vedeți. Că am zis, mă, ca chestia. Victoria, ia dă tu ei, mama, să o nepoată tu. N-am putut să... Treaba cu mine, ce să... Și fetii, dar noi am ascultat părinții și am făcut ca părinții. Care este acolo? Vă duceți să vă ajutați vecinii? Păi da, bineînțeles. Neamurile, bătrânii. Cât e zăpada pe stradă aici? Asta de 2 metri, 3 metri, cât are băi. Ați mai văzut așa? Da, am mai fost acum 2 ani. Mulțumim. Dar nu chiar așa, iată chiar mai puțin. Nu ne mai putem descurca deloc, de lemn ne-a rămas în pană, gata, gata, mai câteva brații, nu știu ce o mai face. Mâncare, apă? Mâncare, apă deloc, fântâna, uiteați, apa e izolată. Am mai avut provizii în casă, acum să mai facă cărare și să mai aduce. Cât ați avut zăpada la casă? Da, a fost 3 metri, uitați-vă că să vede. Ce am putut ace o leacă în fața casei de-am... Nu știu. Da, potec. Nu, da. Cât ai avut tataie zăpada? Uitați-o, măsurați-o! În jur la 6 metri. 7, eu cred, dacă n-am pe casă, 2 metri jumate. Și ați mai văzut așa? Cum? Zăpada așa ați mai avut până acum? Am avut acum 2 ani. Și înainte? Nu, n-am mai văzut. Vini și uitați-vă! Uitați-vă! Uitați, merge și mai încolo și mai dincolo, și dincolo, uitați și... Ce-a spus? Cum v-ați simțit? Mă doră și domnul pericol de moarte, eu sunt. Ați crezut că ăsta-i sfârșitul, nu? Așa am zis eu, că pentru mine, că rămâne să trăiască, Doamne. Câte zile ați stat în casă închis? 4 zile nu am putut să ies, dau măcar la vacă. O vacuță mai am pentru mine, atât. O vacă i-a stopată, am avut-o până acum și astăzi am desfondat-o. Domnișoar, nu vă supărăți că nu mai... Dacă nu mai am Domnișoar să scap, să plec de aici. N-aveți copii, n-aveți nimic, sunteți singuri? I-am plecat, domnule, vă rog frumos. Au plecat de...